Salutare, dragilor! O să facem un video, cu tencuiala. Acum suntem la pregătire, dar să vă arăt detalii. Vedeți cum facem. Avem un laser. Este un laser, n-are importanță ce marcă e, nici nu are marcă, de fapt este. Dar este extraordinar, mie îmi place. Puteți folosi orice marcă, pentru că este ieftin. Și vedeți cum fixăm șinele. Acum noi pregătim pentru tencuiala. Pregătim șinele, lăsăm să treacă puțin, le mai reglăm, facem cu Ipsos, îl avem aici, îl vedeți afară, Rimano Uni. Acela este pentru mașină, în mod normal, dar ăla l-am găsit, l-am luat, nu e nicio problemă. Și acum încercăm să scoatem cât mai drept, să fixăm bine șinele, planeitatea. După aceea, după ce terminăm cu acelea, am luat acest beton contact CT19. Este foarte, foarte important să-l aplicați. Noi îl vom aplica pe centură, peste tot pe beton. După ce aplicăm acela, vom aplica, eu vă arăt așa că încă nu le avem pregătite, aici e spațiu mic, vom aplica o amorsă. Această operațiune iar este foarte importantă. Amorsa este acesta, Adera Primer Universal, care a asiniat. Este pentru absorție și pentru aderență. Și vom aplica cu pistolul pe toată suprafața. O lăsăm să tragă și mâine ne vom apuca de tencuit. Mai avem de tras un fir aici, noi vedeți, am tras deja instalația în mare parte, urmează să o fixăm acolo, dar mai trebuie să mai tragem, am uitat, o priză o vom scoate acolo pe exterior, în partea aceea, și mai trebuie să tragem și încă o alimentare pentru o mașină de aer condiționat ce va veni în tavanul din baie, de deasupra. Va trebui să ne ridicăm cu un cablu și să trecem dincolo. Și cam atâta, după aceea începem să prindem. Prizele, vedeți, noi le-am prins relativ dozele, nu sunt prinse de fapt mai deloc, aici o să vină încălzirea în pardoseală, avem alimentare, aici o să vină cablul încălzitor, iar aici senzorul, care ele sunt aici, și chiar acum văd el, mi-a stupat aici cel gros. Trebuie să-l desfac, vine pe aici, eu l-am lăsat mai scurt puțin, deoarece aici ne vom ridica cu izolația 15 cm. Și de aceea a rămas mai sus. Dar nu-i problema. Și vedeți cât de ușor se pune laserul. Dar ca să fim noi siguri, Cristian deja el merge pe acest sistem clasic. Punem capeții, am pus capeții de la profile, iar acum punem stoară. Din ce cauză? Noi așa vom scoate aliniamentul peretelui. Îl avem în laser, perfect, dar nu este suficient. Noi putem să greșim foarte ușor, ori mai tragem materialul, ori nu știi niciodată. De aceea este important să pui soară și jos și sus. În felul ăsta ești sigur că va fi totul ok. Și haideți să vă arăt și materialul ce-l vom folosi. Ce aveți, mă? Măi, derbedeilor, noi avem plin de cățeluși pe aici. E speria, săracu. Avem vreo 8. Bine, nu s-ai noștri, dar s-au învățat să vină să pape aici. Ce-i mâne, căjitule? O, ce trie murtiune, căjitule, nu-ți facem nimic, mă, îți dăm să papi. Ce frică ți-e așa? Încă sunt micuți, ei sug încă. Da, eu reușit, vezi, până ai reușit să-l prins. Și am fugit ieri după el și nu l-am prins. Dacă sunt de mici, latră și ei, fac și ei gălăgie. A venit și taicăsul. Mă, tu le mânci toată mâncarea la ăștia mici. Și uitați ce vom face, ce vom pune. Cățelușii sunt ei frumoși, dar avem aici tencuiala. Este vorba de Adera Fibro, care eu nu-i fac publicitate, dar o cunosc și eu prefer să lucrez cu
acest material, te scapă de plasă. Deci ea conține niște fibre și noi îi vom da o încărcare de 2 cm, care vor fi fără plasă, fără absolut nimic, direct peste becea. În felul acesta noi avem foarte multe avantaje. Peste aceasta o vom finisa relativ și peste ea vom da încă o mână de finisare, glet de finisare cu trafaletul. Foarte fin, un strat de 1 mm. Deci ea va rămâne perfectă. Acesta este marele avantaj. Plus avem higrometria camerei, absorbția umidității din spațiul de locuit. Va fi extraordinar de bună, deoarece este Ipsos, este o cretă, efectiv. Și acesta va absorbi, nu vom avea probleme niciodată cu mucegaiul. Este un izolator foarte bun la fel, izolează mult mai bine. Este o tencuială caldă, așa să-i spunem. Și eu am ales acest material acum, nu dau sfaturi la nimeni. Voi alegeți absolut ce vreți, ce gândiți voi că este mai bun pentru voi. Dar eu vă arăt și ce am ales eu. Nu trebuie să faceți neapărat ca mine sau să mă înjurați după aia să spuneți voi, Tonito, tu ne-ai influențat sau... Eu nu influențez pe mine, eu arăt ce fac eu. Care, dacă cine spune că am și eu ceva experiență de ani de zile cu diferite sisteme, atunci poate o să realizați că, în general, cam știu despre ce vorbesc. Dar vă spun, eu nu dau sfaturi, eu aleg pentru mine, la mine în casă. Acum fiecare face cum dorește. Ce, mă, răule? Ce? Ce? Periculosule? Ce, mă? De mic este rău. Ce drăgălaș sunt. Mă, arinceatule, mă. Ce? Oh, periculosule. Ia, nu știu vouă, dar mie mi-e dragi toate animalele, mai ales când sunt mici, sunt drăgălași foc. De-aia toată ziua stau pe aici, că noi le dăm de mâncare, avem grijă de ei. Sunt vagabonzi, după aici, de prin vecini. Dar sunt buni, că fac și ei gălăgie pe aici. Avem șinele acestea, sunt zincate, care le punem după ce a tras materialul, le vom scoate. Bun, dragilor, o să vă arătăm cum o să lucrăm. De moment cam atâta cu vorbitul, că vorba multă, sărăcia omului. Eu folosesc acest material, beton contact, CT19 de la Ceresit. Nu știu cum este, mă gândesc că este ok, Ceresitul este o marcă serioasă. Nu l-am folosit niciodată în viața mea, dar era la un magazin aici lângă mine. Îl voi folosi, vedeți, noi am pus deja șinele pe peretele acesta, îl voi folosi pe toată porțiunea de beton și peste membrană. Membrana, dacă vedeți, se vede un cordon de silicon, nu este silicon, este un mastic special de la Isover, care este prins, avem etanșeitate la aer. Și voi da peste beton și peste amorsă, peste folie, să ne prindă bine. Aici avem deja puse șinele. Șinele, vedeți, le-am pus invers. Nu le-am pus cu ieșitura în afară, le-am pus în felul acesta. Așa. Și așa le scoate mult mai ușor. Nu rupe așa mult. Acum, ele sunt în regulă, sunt la ASUS, sunt la laser. Le lăsăm să se întărească între timp când începem alți pereți. Vedeți, aici avem bariera care este lipită puțin mai sus cu siliconul și facem un fel următor, băgăm și de dedesubt ca să o lipim. Nu pentru altceva, dar în felul acesta va rămâne lipită. Și vedeți cât de simplu, dăm cu lăptic de ștrumf, este beton contact cu cuarț, ce el reglează și absorbția umidității a betonului, practic. Că betonul, știți cu toții, va absorbi diferit față de beceau. Și în felul acesta dăm și pe barieră să avem o aderență. În cazul meu aici nu este foarte important, deoarece aceasta nu se va vedea. Eu voi veni cu tavanul pe aici, pe undeva, în genul acesta. Acesta va rămâne un spațiu tehnic unde voi pune ventilația mecanizată și voi veni cu un tavan drept pe toată suprafața la acest nivel. Deci
Înainte de aplicarea tencuielii, este obligatoriu să folosiți o amorsă. Noi mergem pe același producător, eu recomand acest lucru, este aplicare manuală și aplicare mecanizată. Voi folosi Adera Primer Universal, egalizator de absorție. Deci acesta este primerul respectiv. Și atunci voi folosi jumătate apă, jumătate, voi pune 5 litri de amorsă, 5 litri de apă și voi aplica pe perete. Deci noi am pus deja șinele, ne pregătim pentru aplicarea tencuielii. Sus pe beton am dat cu beton contact. Am folosit beton contactul de la Ceresit, îl vedeți aici, încă mai dăm cu el, CT19, este cu o coarță în el, la fel și amorsa trebuie amestecată bine înainte, se pun 5 litri de apă, eu am aici apă curată, voi pune 5 litri de apă, 5 litri de amorsă în acea găleată și după aia voi aplica cu pistolul, cu acest pistol, veți vedea imediat. Uitați cum am procedat. Am pus amorsa până la 5 kg, aproape, 5 și puțin. Am pus în găleată și acum voi pune acel bidon, la fel are 5 litri. Deci mergem 1 la 1 diluția și o aplica cu pistolul. Eu aplic cu acest pistol, dar voi puteți aplica cu ce aveți la mână, cu o pensulă, cu un trafalet. Dar cel mai rapid, cu un pistol sau dacă nu, chiar și acela cu care îl folosiți pentru grădină, ce pompa aceea manuală pentru grădină. Foarte simplu.